Consiliului Statului Marului Comune Mărcine în următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Comune Mărcine, județul Bacău pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul numărul 6479 din 7 aprilie 2009, încheiat între Comuna Mărcine și SC Soma SRL Bacău. Inițiator, domnul primar. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației plus, construire locuințe, Comuna Mărcine, județul Bacău, beneficiar Copa Cristian Costel, Copa Andreea Elena și Hodorabă Mircea, inițiator domnul primar. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind completarea hotărârii Consiliului Local Mărcine numărul 49 din 4 august 2017, inițiator domnul primar. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mărcine numărul 74 din 17 noiembrie 2017, inițiator domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mărcine numărul 73 din 17-11-2017. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Mărcine numărul 64 din 21 septembrie 2017. Inițiator domnul primar. Punctul 8. Diverse. Da. Supunem la vot. Dacă sunteți de acord, cu ordinea de zi. Contra. Mulțumim. Trecem la punctul 1. Înainte de a trece la punctul 1, ieri doamna profesor Cojan, Ioana, a venit o solicitare la noi, dacă și dumneavoastră sunteți de acord să suplimentăm ordinea de zi, dumneavoastră solicită un sprijin financiar din partea Consiliului Local pentru elevul Paladiciuc Maxim. Paladiciuc Maxim, da. Absolvent al clasei a 6 de la școala gimnazială Luncan, care s-a calificat la fața națională a concursului național de fizică chimie pentru mediul rural. Stimați domni, anul trecut Rupana Alex s-a calificat la un concurs național de fizică chimie. A trebuit, am vrut să fim, dar erau două rupamezi, m-am părut probabil în 2 luni, iunie și iulie, nu mai țin minte, era foarte cald. N-am ajuns la dumneavoastră să vă cer ajutor financiar pentru a-l stimula, pentru a-i mulțumi că ne reprezintă comuna cel mai bun din județul Bacău. N-am reușit, am pierdut, adică n-am pierdut, în fine. Anul ăsta a zis că neapărat să vină un alt elev de clasa a 6-a, Paladiciuc, clasa, da, clasa a 6-a la Lucani, a luat din nou, s-a calificat la fizică, la concursul de fizică, chimie, impuls perpetuum, tot primul pe județ, și vă cer sprijinul și vă mulțumesc anticipat pentru sprijinul pe care îl veți oferi drept recompensă. Nu știu, nu m-am gândit la ce, la o sponsorizare, la nu știu ce, la un cadou, la un ajutor bănesc, nu știu. Adică nu e ajutor ăsta, nu e ajutor, e o fel de recompensă. Recompensă, da. Nu știu dacă și dumneavoastră sunteți în asentimentul meu să-i mulțumim. Eu, ca profesor, mă simt extraordinar de onorat că am asemenea elev și fac și eu tot posibil. Mă duc acolo, acolo și am venit și la dumneavoastră și vă mulțumesc! Suntem de acord cu o sponsorizare. Eu unul vin cu propunerea bănească. Și am văzut toate consiliile locale și sponsorizează copiii premiate. Și ar trebui, după mine, o să mergem puțin de vreo 2000 de lei. Să se întâlnim de zi de la o vacanță și o să-l stimulăm pentru anii următoare. Să stimulăm, da, da, da. Ba, informația, da, să performanță. Din asta încurajăm și pe alții. Bineînțeles. Îi determinăm să fie un exemplu. Da, dar să nu mai plece la alte școli. Să nu mai plece la alte școli, pentru că părinții sunt foarte snobi. Copiilor să plece undeva în oraș. Se poate face școală și margine? Nu, da, cum adică? Dar părinții vorbesc în neștiință de cauză. Ei nu știu și atunci cred că la o școală din oraș, la 18 sau mai știu unde liceu, se face carte mai bună, dar se înșeală. Că obosesc copiii, ei neînțelegând, dar este alegerea lor și noi o respectăm. Mulțumesc frumos! Eu nu mai stau, nu mai stau și vă mulțumesc că am anticipat, nu mai pot să mă... Da? Mulțumim. Da? Mai stau? Eu mai am ore după amiază și mulțumesc frumos. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc. Da, să dea bunul Dumnezeu, la revedere, mulțumesc. Avem și sport, am înțeles, și performanță. Bineînțeles, dar eu vorbesc de mulțumesc și o zi minunată și la revedere. Dar trebuie la punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea
pentru anul 2018. Se propune deblocarea excedentului existent la începutul anului 2018 cu suma de 50.000 de lei pentru cheltuieli de personal administrativ pentru voucherele de vacanță. Se primește că la nivel național, pe toate costurile despre asta se discută. Ne-am așteptat să vedem ce se întâmplă, dacă se dau, unde se dau, în ce măsură se dau. Se pare că undeva în jur proporție de 90%, cam peste tot s-au acordat voucherele de vacanță. Doamna secretară, dacă permiteți, am înțeles că undeva excedentul de anul trecut mergea în investiții. Nu, nu mai merge în investiții. Deci acum... De acum, având excedent, ni l-a lăsat la dispoziție să facem cheltuieli, să facem tot felul de cheltuieli. Pentru că în funcție de cât excedent avem la sfârșitul anului, de acum așa ni se vor aloca bani. Adică dacă avem excedent, nu se, nu se vor da bani de la bugetul de stat. Când s-au cheltuit. Da. Adică consideră că având excedent, nu avem nevoie de surse. De asta au și nu mai e limitat excedent, doar pentru investiții. Dar în cazul ăsta putem să cheltuim inteligent, nu doar să cheltuim să scăpăm vieți. Păi, nu e cazul. Noi am solicitat, am pus într-adevăr pe investiții, am pus foarte mulți bani la începutul anului, având în vedere proiectele pe care le avem și cofinanțările pe care trebuie să le suportăm. De asta, din suma asta, din excedent, noi n-am deblocat până acum nimic. Nici a rămas. Dar ce bă, nu trebuie, 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 trebuie ca să putem... 1450. Da, a rămas la nivelul salariului minim. Un salariu minim, dar cu 3 ani, cu 2 ani. Deci punem la vot? Da. Sunteți de acord? Abțineri ceva, mulțumim. Trecem punctul 2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul numărul 6479 din 7 august 2009, încheiat între Comuna Mărțineri și Sete Comunitatea de Bacău. Având în vedere faptul că se deschide celula 2 de depozitare, iar costurile pentru depozitarea la această celulă sunt mai mici, trebuie încheiat un act adițional la contractul nostru încheiat cu SOMA, în sensul diminuării tarifului de colectare și transport de la suma de 136,10 lei tona la suma de 112,10 lei tona. Deci se diminuează cu 34 de lei. Ați făcut o simulare cu reiectul să vedem cât se micșorează prețul pe persoană? Nu, deocamdată n-am făcut, că ultima adresă a venit ieri. De la 49 să puterea. Deci cât era suma inițială? 136,10 lei tona, așa cum e 112,10, cu 24 de lei tona. Deci de ora cu până 15 max. Da. Mai puțin, 10%. S-ar putea să fie o perioadă limitată și asta sau după aia... Păi nu, limitată deci până sunt nicio doadă. Și după aia nu mai este a treia cebră. Da. Numai, atunci le aducem la vorgine. Spune la vot. Da. Deci spune la vot, dacă sunteți de acord, mulțumim, ține ceva. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUS, construirea locuință, Comuna Mărgea, județul Bacău, Beneficiar Popa Cristian Costel, Popa Andrei Elena și Codorabul Mircea. E o solicitare de introducere din Carinana, unui teren în zona Cotarului. Știți că acea zonă din ce în ce mai mult este... Dar nu ai mai aprobat, doamna secretară, într-o ședință anterioară. Da, păi da, am aprobat de principiu. Se solicită avizul Consiliului Județean și a structurii de specialitate și ulterior vine la aprobarea finală în Consiliul Local. Și atunci totuși nu erau persoanele astea ca solicitați? Da, nu, nu. Era, era TNT-ul. A. TNT-ul e altceva. De suprafața parcelei care a generat cursul este proprietatea SC TNT Demolări. Deci ei au avut proprietatea acolo, au vândut și noi proprietari continuă cursul. De aici nu le iese. Dacă ei au vândut ca extravilan, dar ei vor să construiască. Deci sunt practic doi beneficiari din misul soția. Chestia cu accesul și cu utilitățile să nu condiționeze. Este aceeași accesul. Deci utilitățile pe cheltuiala lor de să le suporte și căile de acces. Păi, de unde luați? Mai spune da, unde exact în spate la... Probleme chiar la discutat sau să spune la vot? Stați un pic să le murească unii, ca să fie asta. Păi asta am dat. În spate aici unde au bazinul de... Nu, pe acolo trebuie să fie. Deci înseamnă că prin curtea lor sau prin undeva accesul. Da. Ei au certificat de urbanism de la Consiliul Județean.
Uite că undeva aici, în referatul de la, de la urbanism, asigură căile de acces carosabil, da, utilități tehnico ederitare. Da, da, da. Pe partea din spate. Din spate, că n-are în față, nu i-a luat. Fost agroapă din bună, cum era? Acolo. Fabrică de cărămidă. Unde au avut felice acolo? Da, nu știu. Nici nu. A să punem la vot. Sunteți de acord, dar probleme mai sunt? Ce doar? Pentru? Cineva? Contra? Deci, la punctul 4. Proiect de hotărâri privind completarea hotărârii Consiliului Local Mărgine numărul 49 din 4 august 2017. Știți că am discutat de ședința trecută. A rămas să fundamentăm propunerile domnului Sava. Dumnealui, datorită experienței ultimelor controle, a mai sesizat anumite aspecte care ar putea fi considerate contravenții și care nu erau prinse în hotărârea noastră inițială. Și dumneavoastră a făcut un referat, urmând ca domnul primar să inițieze un proiect de hotărâre. Și propunem completarea articolului 2 aliniatul 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 49 din 4 august 2017, după cum urmează. Litera L. Continuă înșeluirea contravențelor. Se interzice deversarea apelor uzate, pluviale, menajere, fecaloide și dejecțiilor de la animale și păsări în cursurile de apă, rigole, șanturi și pe drumurile publice. În discuția, da. În discuția în comisia noastră astăzi ați văzut. Noi propunem Comisia Economică să despară temul de pluviale. Deci n-are ce căuta aici a interzicii deversarea apei pluviale în șanțurile și pe drumurile publice. Deci se despară termenul de pluviale. Din punctul meu de vedere, e o capcană termenul ăsta. Nu. Și vă spun și de ce. Deci toți cetățenii descarcă fosilii cât plouă afară. Atunci o consider, domnul Faroan, consider o menajer, consider o fecaloidă, dacă vrei, dar apa pluvială, apa de pe casă, ți interzice să o dai la șanț? Apa din natură, ce facem cu ea? Adică nu e nicio capcană. Dar termenul de apă pluvială să se interzică a o deversa la șanț. Cum e posibil așa ceva? Păi atunci ajunge cu tot ce altceva, domnul personal, și are dreptate domnul. Dom'le, dar aia e altceva. Am văzut personal care cu pompă o băga și scotea din fos și spunea, nu mai fac. Știm. Da, apa pluvială trebuie... Da, și aveți dreptate, normal, pluvială. Apa pluvială deversată în curtea la altul prin șanț. Datorită denivelării terenului. Da. Creează o mulțumire, nu? Da, aici e apa pluvială, menajere fecaloidă, șanțuri și pe drumurile publice. Această apă pluvială pe care eu o deversez în șanț și de la mine din șanțul meu o duce în curtea mea. Nu, șanțul înseamnă că e un domeniu public și undeva se curentează. Sau, datorită poziției terenului unii stau, se duce la matare. Domnul Saba, dumneavoastră a inițiat un proiect de hotărâre. Noi discutăm cu doamna secretară din punct de vedere al Vine, dacă îmi vine o ploaie de asta torențială, se aduce tot mărul de pe deal, atunci cine a amendat? Dar cine o oprește? Sau cine o oprește? Auziți, stați că aici, în fundamentarea hotărârii, cu obligațiile noastre ale Consiliului Local. Dar la vulpe acolo, matale știi ce? Cunosc. Da? Da. Așa e ce se întâmplă. Păi dar acolo e un proprietar care, uite, fecaloid și cutare și cutare, să dea socoteala ce proprietar. Păi rău ăla nici nu se poate apropie nimeni. De la acest articol, domnul Pietrenor spune să lăsăm doar să interzice deversarea apelor uzate, menajere, fecaloide, dejecțiilor... Fără termen pluviale, distinct. Fără cea pluviale. Păi sigur, dar cum să... Păi dacă îmi vine o ploaie torențială, atunci... Adică apa de pe casa mea, vorbim pe fizice aici. Cum? S-ar fi persoane juridice, da. Cum adică, domnule, dar nu vezi formularea pluvială în șantru și pe drumurile publice? Cum e, ți se pare? Păi trebuie că tu iată să peste drum. Dar cum se interzice la asta? Deci se despare numai pluviale, e clar, și logic. Da. Asta e cu totul altceva când vreau eu să-i dau drumul la WC. Să constată... Să pune la vot dacă sunteți de acord să facem pluvială sau... Da, da, eu asta propun. Potrivă, abțineri. Deci, înlăturați termenul de pluvial. Litera M. Se interzice depozitarea, abandonarea autovehiculelor uzate, oricare nu mai funcționează, pe domeniul public al comunei.
Litera M. Se interzice realizarea de fose pentru colectarea apelor uzate, fără îndeplinirea condițiilor de autorizare. Sunt foarte multe, din ce în ce mai mult ne cer cei de la mediu, situația lista cu proprietarii de fose autorizate, care sunt autorizate și care nu sunt neautorizate. Noi nu avem de unde să știm că dacă omul își face fosă la el în curte și nu e autorizată, noi nu putem lucra cu telefonul la care facem o fosă. Și dar de, sunt situații și de WC-ul clasic în fundul grădinii aia de la mediu nu întreabă, doamna secretar? Treaba aia, că ei interesează fosele. Am depășit o treabă. În ultima perioadă, toți care construiesc case, fac și fose. Da, dar o și de autorizare sau pe proiecte nu sunt prinse fose. Mai ales zona asta, mă ține cu Arad, unde avem un sistem de canalizare, nu sunt prinse. Dincolo de la trebuie sunt obligați, pentru că legea îi obligă, normele îi obligă să vadă unde deversează apele uzate. Mai repetat un pic articolul cu mașinile și domeniul public. Se interzice depozitarea, abandonarea autovehiculelor uzate, oricare nu mai funcționează, pe domeniul public al comunei. Da, bine, speța care a fost atunci la Luncan cu pompierii, nu era un automobil care nu funcționa. Deci funcționa. Aia vine mai jos. Se interzice depozitarea cumpărăturilor de orice fel pe proprietățile cetățenilor, fie de către proprietari, fie de către terțe persoane, fără îndeplinirea condițiilor legale. Se întâmplă din ce în ce mai des, chiar ieri. Parcă am avut un caz la Podiș, Dubaz sau la Peșerpentru. Da, așa. Noroc că s-a găsit. Deci pur și simplu unul a venit cu sace de gunoaie și a aruncat pe proprietatea unui om. Din nefericire pentru el s-a găsit o factură. De la Letea Veche, de la Ruștiutea, nu? Sau de la Holi. Domnul Fugetar, de la Ruștiutea. Deci, la el și-a uitat factura. Le-am găsit cu buletin. Deci, au doi saci de hârtii, cu noaie, toate alea. Le-a aruncat pur și simplu pe marginea drumului. Pe proprietatea unui om. Dar și-a uitat factura în el. Senior. Da. Da. Dar picând pe acolo la dumneavoastră, trec mașinile și aruncă din el. Dar și om de-al nostru, la Luncani, o aruncă. Asta e valabil și pentru proprietățile noastre. Deci nu ai voie să depozitezi. Se interzice abandonarea pe domeniul public, pășuni, cursuri de apă sau pe căile de comunicație animalelor moarte. La fel, găsim în șanțuri, pe marginea după, la râu, pe slazuri. Diaconul mai dezgropat calul? E, da. Am făcut profot. Dar nu, ne puneam pe noi să mergem să-l dezgropăm. Se interzice hrănirea pe lângă locuințele cetățenilor a câinilor fără stăpân, care devin agresivi și constituie un pericol pentru bunuri și personal. Asta da. Situația care este și se va ieși la bloc, la dispensar, săraci oameni. Și la doamna, la Blăgoaie, acolo, și adună câini și firmele de drum. Totuși, acolo, totuși, doamna Saptiuc. Saptiuc. Are și grija lor. Aia care vin la gard, acolo, la ceilalți. Nu, domn Bietănuș. Când s-a glumerez acolo, dânsa ia mașină și mi-e duce vreo 2 km. Trebuie o dovadă. Aia nu-i femeie care își facă treaba asta. Nu face treaba. Exact. Nu să știi. Trebuie filmat. Că aia, dacă o prinzi odată și ai dovada, dar nu cred că face doamna Sartiu ca așa ceva. Nu face, pune pe auto. Se interzice aprinderea vegetației de orice fel în scopul curățirii unor terenuri cu riscul scăpării focului de sub control cu consecințe pentru bunuri și persoane. La fel, situații clare. Noi am mai avut o discuție în Comisia Economică, în sensul la aprinderea vegetației, că oricine în grădină, dacă dă foc la un braț de paie sau la ceva iar uscată, Să păzească, să ia măsuri, dar să nu constituie o problemă deosebită, să fie amendat. În grădină am dat toți foc la gunoaie ce am avut de când știm. Dar acele focuri care ne ducem pe coastă, ne ducem pe deal, ne ducem la Podiș, ne ducem pe Berța, ne ducem pe oriunde se poate, primăvara, începând cu luna martie, focuri. Păi care se extind la păduri, Asta ar trebui să rămână articolul de la IES. Se interzice aprinderea vegetației de orice fel și după aia resturi vegetale aici ar trebui să și e următorul la fel. Se interzice arderea resturilor vegetale și de orice fel. Se cam repete. Cauciucuri, plastic. Ai cauciucuri și acolo e altceva. Este altă treabă. S-ar putea specifica pe domeniul public. E un alt articol, dar ori în completarea lui IES, ori undeva să fie... Să punăm pe cele două, practic. Da. IES indice.
Da, da, cred că trebuie specificat pe domeniul public. Da. Nu poți interzice la țară, în zonă de țară să, să nu mai își dea oamenii foc la curpeni și la... Da, nu, dar aici spune cu condiția să o supraveghezi. Da. Scăpările sub control. Da. Deci una e să dai foc. Și alta este să nu te uiți că ești la 2 metri de casa vecinului. Sau că... Corect. Aici ar trebui o reformulare, la cumulate și reformulate. Da. De la mine a dat foc de două ori la obiei, la dânsul și m-a ajuns în pădurea. Pădurea mea trei ore la foc. Nu trebuie să debat acolo una de zi. Acum, pentru, pentru un caz privat, nu putem să, să generalizăm. Nu, dar a luat foc de două ori. Dar ce facem noi de aici care suntem, care trebuie să dăm foc la curpele de la vii? Da. Nu mai dăm? Atenție, măsuri. Distanțe de locuință, să fie furtuni cu apă, găleată cu apă, ia măsuri, ce măsuri? Ce măsuri? Să nu apă cu apă unde se dea foc, adică... Nu când bate vântul să dai foc. Când bate vântul, adică să dai foc. Nu, astea două articole cu bunare. Noi le discutăm aici ca să fie clarificate, că de așa e normal. Să fie clarificate, să nu... Se interzice blocarea căilor de comunicație, chiar și temporală, cu vehicule, autovehicule, diverse obstacole care pot împiedica intervenția autorităților pentru activități de dezăvezire, modernizare și menținere drumul, intervenții la diferite calamități. Și la fel, următoarea este, se interzice blocarea accesului la hidrant sau la sursele de alimentare ale insulei, semnalizate corespunzător. Situația, v-am spus, de la Lungari, când cei de la pompieri nu au avut de unde să ia apă, pentru că... domn binevoitor și-a parcat mașina pe hidrant și nu... Da. Acum sunt patru paleți după cea. Este un pic de loc, dar nu vrem. Da, nu da. Trebuie... E chiar... ceea ce aș chestii, da? Asta nu trebuie doar dar pentru situații speciale. Nu-i tot beneficiarul. Deci toate drumurile care sunt îngustate, nu ai voie să-ți lași mașina acolo. Punct. Da, pentru dar că... categoric. Să genești accesul în zona respectivă. Au fost situații când au putut intra să dezepezească colegii noștri pentru că... Numai să fie, să fie undeva să distingă domeniul public, ar trebui ceva să apară. Nu, dar nu, așa am văzut că sunt izolați sau... Păi, dar astea sunt căile de comunicație. Îți protejați. Hidranții în oraș sunt protejați. Marcați. Marcați, delimitați. Marcați și protejați. Marcați, se vadă de la distanțe și protejați pe niște chestii ca să poate... Să fie vizibil ca cetățeanul să știe. Articul lăsat... Nu știu dacă este un metru între paleți. Au pus acolo ciment pe BCA. Da. Dar noi care am lăsat mașina, am cumpărat altcineva și... Da. Consilierul de zonă a sesizat poliția. E vecin cu hidrantul, consilierul de zonă. Acum am sesizat. Nu, așa este. Mai era o leacă și-l puneam curtea omului, hidrantul. Da. Ideea să fie marcat vizibil. Acolo e vizibil. Ce voi conduce. Hidrant. O să avem o vedere să marcăm. Că doar, și amenajarea de alți hidranți. Că doar unde au fost pompile, se pot amenaja hidranți. Da. Unde sunt? În sat eu n-am văzut unde. Unde ați văzut hidranți? Vă că este acolo la Codiș, la Pârău, la fața magazinului. La ce vă referiți? Unde există sau... Unde există să fie marcat vizibil și unde e există să fie amenajat alt hidranți. Nu? Egal. Pus acolo, un semn vizibil, ceva. Nu e suficient un haș, trebuie să fie vizibil, vizibil. Unde un haș pe gard pus e egal cu zero. Pe toate localitățile, cred că aveți un programul ăsta de la situația urgentă. Mai mult ca atât și pompierii cunosc, unii sunt amplasați hidranții, că iau geocodați pe hartă. Da. Că au coordonat. Are coordonatele hidrantului. Da, dar din punctul meu de vedere, nu poți penaliza un om sau să-i dai amendă că a pus pe hidrant, dacă el nu știe că hidrantul acolo și nu este semnalizat. Misiunea noastră. Deci noi trebuie să-i facem vizibil. Da. Foarte vizibil, nu vizibil. Aici Dorel trebuie să facă acolo. Da. Cred că este un, cred că este un hidrant aici în fața primăriei jos. Eu știu. Nu știe nimeni. Haideți să vedem câți de aici știm unde. Eu uităm pe geam și mă identificăm. Putem să-l amendăm. Puteți să mă amendați acum pe mine că am lăsat mașina pe hidrant? El nu e semnalizat în niciun fel. Găsăm vorba. Gata, domnul Vici, ne-o promis. Mulțumesc. Foartele prevăzute la articolul 1 constituie contravenție și sancționează cu amende de la 400 de lei la 2000 de lei. De asemenea, bine, contravenientul poate achita pe loc sau 48 de ore de la data încheierii procesului, dar jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ. Așa. Domnul Pieptănuș a mai venit în Comisia Economică cu o propunere să completăm... Articolul 11... Și eu mai venit una din data trecută și nu... Nu, dar dați-mi voie să zic că să beneficieze... contravenientul de prevedere legii 970 din 2017. Legea prevenției. Legea prevenției. Întâi să fie avertizat, depinde și de gravitatea faptului. E grav. Că deci, e grav. De ce interpretare mai aveați? Să-și toate utilajele să iasă pe căile de acces, da. Să-și curăți anvelopile și
tot ce ține de autoturism și de autovehicul. Dar legea circulației, dar legea o să... Codul rutier, prin codul ceva, ai... Păi, dar tot, noi tot ce am discutat acum sunt prinse în alte legi, dar noi discutăm acum la nivel local. Nu toate, deci, oricum, da. Oricum, oricum, este drumul național, noi mai avem competență. Nu pe drumul național, pe drumurile noastre asfaltate. Păi, nu, că sunt județe. Cum? La trei, la școală, la Valii, județean? Și deci, legea prevestind să fie prevăzută la articolul 11. Și ce vorbesc? Vorbim pentru drumurile noastre. Trebuie să schimbăm acum pentru drumurile naționale. Vorbim de drumurile noastre comunale. Poate fi și să chef. Păi nu. Degeaba punem asfalt, degeaba le face rigol, dacă vorbim, răspundă are vorbim rigol. De drumuri modernizate. Modernizate, corect. Modernizate. Da. Deci, cap în forma asta, nu știu, dacă poate colegii mai vin și propuneri, mai serii, mai alte, alte propuneri. Aveți? Completări. Domnul Șamar. Trebuie fost în comisie. Numai la una din comisii. Nu, sunt o comisie a administrației. Stați un pic să mai discutăm, nu ne grăbim nicăieri. Vrei cineva care vrea să ia cuvântul? De comisiile reunite. Da. Se pune la vot, dacă sunteți de acord. Cu modificările care le-a propus. Cu modificările care s-au spus. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 17 noiembrie 2017. Hotărârea numărul 74 este hotărârea inițială de aprobare a proiectului privind sistemul de management energetic integrat pentru clădirea școlii gimnaziale Lucan, comuna Mărgeni, județul Bacău. În urma vizitei în teren a verificatorilor de la Piatra Neamț, s-au constatat anumite necorelări între ceea ce am solicitat noi inițial în bugetul proiectului. Lumea lor au considerat, de exemplu, la școala Lucan, că ne cresc cheltuielile noastre neeligibile și scade puțin cheltuiala eligibilă din partea Uniunii Europene, cu valoarea de, haideți să vă spun imediat, valoarea totală a proiectului rămâne aceeași, 967.648,10 lei, din care valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent, 345.841,11, în condițiile în care, în hotărârea din noiembrie, valoarea neeligibilă era de 307.601,37, deci a crescut cu 37 de lei. Deci, 370 de milioane, că cheltuiala neeligibilă a noastră. În rest, nu sunt modificări decât în ceea ce privește contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile și contribuția... Dar faceți mențiunea pentru ce le solicită, în ce constă modificarea, achiziția de boilere și... Da. Deci, dumnealor consideră că pentru a fi funcțional sistemul de încălzire la școală și probabil ca la orice casă de-a noastră, la noi se obișnuiește așa, se dă drumul la caz dimineață când vine femeia de servici la centrală, se încălzește cât de cât până când începe elevii, la ora 12:01 când termină școala, se închide centrala, urmând ca a doua dimineață să dea drumul. Vor să cumpere niște boilere foarte mari cu fere ca să poată să mențină apa caldă în instalație. Să nu... Da, ca să mai eficientizeze consumul de gaz. În momentul când ai drumul dimineața, când e foarte frig la centrală, consumă mult mai mult gaz decât... Pentru eficientizarea consumului de gaz, cred că sunt termostat. Nu. Și acel pufăr înmagazinează... Corect, da, nu sunt de primul. Este o rezervă tamponă. Mare. De mare valoare. Se încălzește greu, dar se lecește greu. Mai încerc. Atât e asta. Da. Trebuie să pune la vot, alte probleme nu. Mulțumim. Iar la școala... Iar la școala... Barat. Mi-au crescut puțin cheltuiala eligibilă. Nu foarte mult. De la 150... 151.993 neeligibil, de la 156.993,40 la 154.240,50. Deci aici au considerat că o parte din valoare este adevărat, se poate trece pe cheltuială eligibilă.
identice. De precontractare, deci am trecut toate etapele, atât au vrut modificarea asta la, la bugete, urmând în ce mai scurt timp sunt în contractul pentru ambele școli. Aici, la lucru, la Varați, valoare totală a proiectului este de 1.412.440.000. Și... Până în toamnă e posibil să finalizeze parte din? Da. Vor fi proceduri de atestiție publică care nu iau prezent între ei. Anul școlar, viitor, celălalt. Supunem la vădă, sunteți de acord? E aceasta la așa, iar la ultimul punct, modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 64 din 21 septembrie 2017 pentru modificarea și completarea inventarului bunurilor avate în domeniului public. E aceeași poveste cu cele două școli. Noi inițial în domeniul public școlile aveau anumită suprafață construită și anumită suprafață de teren aferent. Din 1999, când s-a publicat domeniul public al comunei, până acum s-au mai făcut modificări la școli. Avem alte suprafețe construite conform extraselor de carte funciară. Noi, în septembrie 2017, am aprobat această modificare după formatul standard al domeniului public, însă dumneavoastră au spus că vor o altă formă a hotărârii. Drept urmare, arată, deci la, se modifică după cum urmează, la poziția 476 din domeniul public inițial, coloana 3, va avea următorul prim, satul Mărginen, teren intrațional, număr cadastral, suprafață de 6.082 m2, construcții cu număr cadastral, asesie școala Mărgineni. Construcții cu număr cadastral, suprafață la sol 878 m2, școală, parter plus etaj, număr cadastral, suprafață construită 325 m2, grădiniță care are doar parter. Deci o altă formă. Deci vreau să fie ultima, pentru că din vreo câțiva ani numai cu astea ne chinuim. Ba am pierdut sala de sport, ba... Nu, dar deci, întotdeauna nu era... Inventarul trebuie să fie clar și concis, corect. Deci vreau să fie ultimul ăsta. Acum avem clase de grafe. O să mai avem modificări la domeniul public. Asta e situația în momentul când merg... Da, acum era interesant dacă noi aprobam inventarul patrimoniului bunului public și privat. În ce formă l-aprobam? Cum figurau școlile? Nu se mai făceau modificările. Școlile figurau cu numerele cadastrale, nu cu suprafețele din extrasele de carte funciară, că având documentații deci cadastrale... Deci era un inventarul nou, da, sunt cele da. Deci reale. Deci inventarul ăsta era real. Și mai avem o problemă. Articolul 2 aici. Articolul 2. Se aprobă articolul 2 din hotărârea Consiliului Local numărul 64 din 21 septembrie 2017. Aici era cu inventarierea terenului de curs construcției de la Blăbaia, unde se face dispensarul. Dumnealor au considerat că nu e necesar să-l introducem în domeniul public decât după construirea dispensarului odată cu clădirea. Fiind teren, au spus, lăsați-l în domeniul privat, construiți dispensarul și odată cu dispensarul îl introducem cu totul în domeniul privat. De asta m-am rogat terenul. Noi avem acolo, avem un domeniu public, terenul de sport cu 980 de metri pătrați, parcă e la Lungan. Și plus celălalt care l-am introdus. Și celălalt care l-am introdus, am solicitat introducerea, domnii de la monitorul oficial au spus că nu e nevoie. Lăsați construiți întâi dispensarul și odată cu clădirea și cu terenul aferent introduceți în domeniul public. Așa, și apoi la articolul 3 se aprobă următoarele poziții din inventarul domeniului public. Poziția 471, Cămin Cultural Mărgineni. În baza referatului raportului de specialitate de la urbanism și în urma inspecțiilor, că având atâtea proiecte, tot au venit de la ISC, de la mediu, de la așa, am vrut să rezolvăm problema cu acest cămin cultural, pentru că stadiul de degradare este foarte mare și prezintă pericol public și pentru... Sunt copii care se jucau, da. Erau într-o zi când au venit domnii de la ISC, erau copii care se jucau pe acolo. Se poate noi suntem proprietari pe clădire. Noi suntem proprietari pe clădire. Clădirea este a noastră, domeniul public. Și atunci mai e un litigiu între fostul administrator și Consiliul Local? Nu mai e niciun litigiu pentru că... Și care ar fi soluția? Să o izolăm? Nu, să o înlăturăm total. Trebuie demolat. Înlăturată total, e un pericol. Un pericol public. Anul ăsta sunt bani sau trebuie să simt bugetul de anul viitor? Sincer, n-am... Cum adică bani pentru a demola? Noi oricum trebuie să îl radim în domeniul public și după aia trebuie să dărâmăm. Și să-l facem. Sine astea sunt cu niciodată. Terenul i-au făcut. Am proiectat deja. Da, au de proprietate pe terenul aferent. Se poate percepi ceva despre bugetul?
Costul proprietar, că am înțeles că e un proces. Și Beciu, și Beciu. Doamna secretară, e un proces cu, cu Brăiescu să ceară despăgubiri? Consiliul local? Nu, a fost un proces cu Brăiescu. Dumneavoastră n-au făcut, a făcut doar solicitare de revendicare pe legile fondului funciar. Pe, în ceea ce privește construcțiile pe care noi le avem în domeniul public, dumneavoastră trebuia să facă notificare pe legea 10. Ei nu au făcut notificarea pe legea 10. De asta pe noi ne-au obligat să emitem titlul de proprietate pentru teren, instanța de judecată, iar pentru clădire s-au judecat în civil, în actul de revendicare și au pierdut. Clădirea există hotărârea judecătorească de foarte mult timp. Așa, de asemenea, se radie în poziția 472 din domeniul public, Cămin Cultural Luncani, care este cuprins în școală. La școală. Și am introdus la poziția școlii Luncani și suprafața aferentă de, căminul fostului Cămin Cultural și terenul aferent. Da, e interesant asta. Spune la vă, sunteți de acord? Mulțumim pentru cineva. Așa. O secundă, mai am eu la diverse. Doamna Potrochiru Catrina, domicilată în Mărgineni, vrea să-i aprobăm achiziționarea locuinței în care stă cu chilii din localitatea Mărgineni. Unul din apartamentele de fostele apartamente de serviciu de la bloc. Problema este a discutat și cu domnul viceprimar, am zis să vă aduc la cunoștință că solicită și dumneavoastră ei și e normal că dumneavoastră sunteți administratorii domeniului. Da, dar regimul apartamentului e situație de urgență. Dar nu se poate. Apartamentul nu poate fi vândut. Legea 215 este foarte clară în ceea ce privește domeniul public. Acesta nu poate fi vândut. Doar domeniul privat. Deci bunurile aparțin domeniului privat pot fi vândute. Bunurile, bunurile aparțin domeniului public nu pot fi decât închiriate, concesionate sau date magistrale. Dar deci, cine e doamna? O stat acolo? Potrochiru, de la... Stau acolo. A, care s-au întrebat. Ei au contract de închiriere de... La 70 și timpul ce au... Da. De când s-au construit. Da, că noi de la Termbloc, dumneavoastră au făcut o confuzie și am explicat domnului viceprimar că știam problema cu Dăduț. Familia Dăduț. Familia Dăduț, începuse demersurile de cumpărare a apartamentului. Aveau chitanțe prin care au demonstrat că au achitat, nu, că au achitat din apartament când era încă în administrarea Termblocului, erau apartamentele cele două. Și de asta, în instanță, ne-a obligat instanța să-i vindem apartamentul. Și pe baza hotărârii judecătorești am început. Da, e început să deja de mesele, dar familia Potrochiru niciodată nu a vrut să cumpere, ei vor acum, dar ghinion. Noi nu putem să vindem. Adică legea ne limitează. Dacă ne, da, închiriem în continuare. Da. Da, mulțumim. Altcineva cine vrea să scrie la... La diverse. Diverse, la cuvânt. Domnul Bale. Vreau să fac o întrebare în legătură cu acel proiect de hotărâre prin care am stabilit construirea de stații pentru microbuz. S-a demarat ceva către avize, către proiect? Da, sunt... știu că s-au încheiat serviciile de proiectare acestui. O secundă, dacă vreți, o fie colega, să... la... colega de la achiziții, da, poate da. Să vă spun exact care bun, e. Bun, când vine, continuăm problema asta. O alta. La Șerpen s-a asfaltat drumul Șerpen și am zis în ședința de atunci, domnule, vecinii, locuitorii din jurul și din pe care au acces la drumul Șerpen, erau de nesimțire greu de întâlnit. Deci creșteau lăstare în asfalt, șanțul betonat era dislocat. Aceeași treabă se întâmplă prin Salatina acum. Dacă vă dați în dreptul lui Sechelaru și al Jianu, sus acolo către izvorul Sărat, să vedeți cum a crescut vegetația lemnoasă, nu de miri, în șanță sunt tufle de 2 metri. Doamna prietenă, nu pot să vă explic eu. Drumul Luncan Slatina face obiectul unui dosar penal. Lăsați-l până atunci, poate putea să fie și un drum balastat, dar un drum care șanțurile să fie curățate, vecinii să întrețină taluzul. Slatina există dosar penal pentru că e o problemă, lucrările nu au fost finalizate, nu este recepționat terenul drumul, asfaltul. Și... Da, dar în același timp, cum să nu-ți întreții în fața locuinței tale șanțul undeva chiar la drum să-l cureți? Păi ajungem la hotărârea Consiliului Local numărul 64, care obligă
cetățenii să îngrijească de... Dar unii poemii vor solicita asfaltarea drumului, refacerea șanțului, că... Și distrus de vegetație. Nu pot hotărâre, ci tot timp mai... Cum adică? Hotărârea 64 cu prijarea prevedere. Păi și de-aia, dar până acum, nu au fost, erau și până acum prevedere. Da, erau. Erau și până acum. Și ce te agiți? E normal să iau măsură să încerce cineva. De ce nu? Păi de ce nu? Domn Vasiliu, când era primar dumnealui, o încerca, dar nu mai reușit. Urmează, mai urmează. Domnul Consilier, vă spunem care e stadiul proiectului cu... Stațiile de micropoze. Eu răspuns? Nu. Am demarat documentele pentru demararea procedurii de achiziția serviciilor de proiectare. Deci e demarat atât. Da, am făcut nota conceptuală și referatul necesitate trebuie să mai completeze colegul meu de la urbanism niște informații. Păi încercați prin jumătatea anului. Încercați să finalizeze, poate construi cel puțin 2-3 stații în anul ăsta, dacă. Nu știu dacă o să reușim anul ăsta, pentru că trebuie să luăm aviz de la drum. E foarte greu. Da. Foarte greu la... Da. E greu. Dar de ce nu? Nu. Știți care sunt condițiile care ne pun? Distanța de la axul drumului. Distanța de la axul drumului, de unde e răspunsul de la ei? Trebuie să fie măcar 13 metri. Hai, adu-te rog. Nu, dar lăsați că poate găsim punctele unde să... Păi nu, haideți să vă explicăm aici, nu, stațiile de autobuz. Da, stațiile de autobuz. Sunt stabilite prin hotărârea Consiliului Județean la propunerea noastră, de ani de zile. Deci ele nu pot fi modificate decât stânga-dreapta foarte puțin. Și dacă propunem modificarea... Domnișoară, ăsta e un copil mort din fașă, pentru că actualele drumuri naționale nu o să mai dea aprobare. Nu, vreau să vă dau citire, că noi am cerut întâi... Una Gârleni sunt în stânga. Au montat stații. Una e la Gârleni, altă e la Gârleni. Național și ăla. Dar nu sunt autorizate. Nu. Nu sunt autorizate. Și mai știu o comună unde au stații de autobuz. Și Măgura. Ne-a autorizat. Hai să facem și noi. Cine răspunde? Ne-au solicitat atunci, în 2015, să scoatem stâlpii, tot 606 stâlpi de la Domnul Național. Până vine colega de achiziție, puteți să ne spuneți și în ce situații este proiectul cu transformatorul din spatele CPR-ului? Acolo este încheiat contractul de proiectare în zona respectivă. Urmează ca cei de la EON să analizeze punctul nostru de vedere și să ne dea avizul. Că nu putem începe demara proiectarea fără avizul EON. Deci până acum ei nu vreau să investească acolo. Da? Acum vrem să investim noi. Un dosar de corespondență cu EON. Vrem să investim noi, dar nu ne dau avizul. Și cum, domnule, atunci așa că nu avem nici aviz, nu avem nimic concret. Îți recomand să nu te bați. Uite, domnul Vasile este omul care recomandă să nu se facă nimic. Nu. Recomandă aia nu, aia nu. Domnul Pieptenu și numai puțin. Deci colegii mei de asta, că mi-am așa uitat după ce am văzut, nu eram în perioada aia. Așa? Dar știu că am discutat. Spune așa, drumul național către Comuna Mărginea, având în vedere solicitarea dumneavoastră număr 2232 din martie 2018, înregistrată la SDN, vă facem cunoscut faptul că pentru amenajarea unei stații de autobuz în zona drumului național este obligatorie obținerea de la drumul regional Iași a acordului prealabil și autorizație de amplasare și de acces în zona drumului. În acest sens, este necesar prezentați la SDN documentația tehnică de avizare a stațiilor întocmită respectând actele normative în vigoare și conținutul cadru prezentat. Respectiv, locațiile stațiilor de autobuz, implicit pozițiile kilometrice aferente, vor fi stabilite la teren împreună cu serviciul rutier din PJ Bacău și secția drumurilor naționale Bacău. La întocmirea documentației de avizare se vor lua în considerare următoarele. Se vor asigura condiții de circulație pentru pietoni, deci desfacem trotuare. Accesul pietonal la stațiile de autobuz se va asigura prin trotuare denivelate, care vor fi proiectate respectând prevederile în vigoare. La proiectarea trotuarului se va avea în vedere ca trotuarul cuprins între copertina adăpostului pentru călători și marginea alveolei stației să fie de minim 2 metri. Se va prevedea amenajarea unor treceri pentru pietoni, după caz, locațiile trecerilor pentru pietoni vor fi stabilite în colaborare cu IPJ și SDN Bacău. Se va asigura continuitatea scurgerii apelor pluviale în zona drumului național pe sectoarele aferente stațiilor, în corelare cu sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale existente în zonă. Se va prevedea amenajarea platformei stațiilor de autobuz cu o structură rutieră echivalentă cu cea aferentă DN2G. Straturile asfaltice aferente amenajării intersecțiilor vor fi proiectate în conformitate cu normativul AND 615-2014, mixturi asfaltice executate la cal.
Se va prevedea semnalizarea stațiilor prin marcaje și indicatoare rutiere, care va fi proiectată, respectând prevederile SR 1848 din 2011 și SR 1848 din 2015, în conformitate cu prevederile OG 47 2017 pentru oprirea autovehiculor care le efectuează transport de persoane și amenajarea acestora, se asigură de către consiliile locale din Travilan și de către consiliile județene în extravilan, indiferent de categoria drumului, cu avizul administratorului drumului și al condiției rutiere. Deci, pagina următoare, spune conținutul cadru. Nu, sunt posibilități. În fața școlii la Muncane... Spuneți-l, domnul Pepta, nu se înțeleagă și dânsul. Deci știți cât costă stație? Cât avem? 14 stații, parcă ați mâncat acum. Da. Distanța între garduri trebuie să fie de 26 de metri sau respectiv... No, de la axul drumului 13. 13. Nu, da, dar 2 metri de stație. Plus 2 metri, plus trotuar. Domnul Vasile, parcă deja a fost primarul comunii Mărcinești. Domnule, de eu spun cunoștință de cauză. La școala Lucari, vis-a-vis de școală, unde este stații de autobuz, de microbuz, avem terenul nostru, teren public. Deci ar fi posibil să amenajeze stații la Luncani vis-a-vis de școală fără probleme. La Podiș. Trebuie pentru domnul Pieptă, nu știu. Deci pe bază, nu se aprobă, nu s-a predat, deci joc așa. Colegele au listat și din SEAP proiectarea acestor stații. Știți, pentru stațiile noastre... Eu am dat numai două exemple unde s-ar putea cu siguranță amenaja. Haideți, ascultați-mă să vedeți că am arătat valoarea lumea. Doar proiectarea pentru cele 14 stații pe care le avem costă 65.926 de lei. Nu mai specialiștii de la aparatele de specialitate ale primăriei, ce soluții au găsit? Nu. Dar nu sunt soluții, domnule, nu se pot face. Cum se poate face? Deci, vă repet, la două amplasamente care sunt șanse să poată. Dacă le trebuie două proiecte. Un proiect pe intradar, un proiect pe extradar, avem stații și pe extradar. Avem vreo 3 stații pe extradar. Și trebuie proiect separat pentru cele de extravilan, că vor fi autorizate de... Alea nu sunt, deci la școala Luncani e intravilan acolo și la Podiș la fel. Adică, să încerci cel puțin un exemplu, bă, uite, acolo avem posibilitate și am mișcat o stație. Dar nu putem o stație, că noi când proiectăm, trebuie să ne proiectăm pe toate, nu putem face, că cheltuielile sunt mai mari să facem totdeauna. Exact. Un aviz când îl luăm pentru toate. Da, uite, aici e dosarul colegilor, dacă vreți să vă uitați și cu extras din SEAP, cât costă bucata de la proiectare. Asta în 2050 vor fi... Când dumitare vei trece la cealaltă pensie. Pentru... De asta când o faci, o făcut și domn Vasile. Pentru partea cu iluminatul și transformatorul, să mai pot trimise adrese sau așteptăm până răspunde ei? Trebuie să așteptăm. Dar când a fost trimis ultima adresă? Cu iluminat. Bă, eu am să mă uit odată la mai amănunți o atenție la ele, dar nu acum. Oricum, mie îmi place de atitudinea matale, doamna. Și mie de matale. Dar nu pe, domne, 13 metri de la axul șosele, du-te în corp. Păi da, și ai unde? Și plus 2 metri trotuar. Vis-a-vis de școala Luncani, ai unde? Plus 2 metri trotuar. Ai unde? O stație? Vis-a-vis de școala Luncani, proprietate privată. E vândut el. L-ați vândut deja? Da, de mult e vândut. E proprietar. Dar să nu mai putem face stații mai degrabă lăvinte, mă, că e poate prea mult. O mai fost discuții din vreo 3 ori despre terenul ăla. Nu era vândut, acum am apărut vândut. Acum am unii poemii ca să nu mai facă, domnul, dacă, să nu mai facă aici unde pe soclu, unde ziceam de statui. Vinde și terenul ăsta în fața primării. Vindeți-l și pe ăsta. Nu se poate, e ilegal să vină. Și pisoclul ăsta nu mai putem veni cu bustul lui Alexandru Piru. Nu, se poate, ai văzut câte avize trebuie? Dar și la bustul lui Alexandru Piru, documentația la fel de costă. Costă foarte mult autorizarea. Eu vă spun la cum realizează alții autorizare? Dacă toate avizele astea nu se pot lua, ce rost mai au așa de mulți ani de dat primării dacă nu mai este obiectul muncii? O secundă, de putut se pot lua, nu spune nimeni că este imposibil. Că nu este imposibil, da. Noi am obținut, de adevărat, cu foarte mare efort și cu milogei, autorizate de amplasare la drumurile naționale pentru stâlpii fotovoltaice. Bănuți de la excedent nu se pot duce pentru aviz? Nu! Se găsește. Ba nu, se pot duce oriunde. Se pot duce oriunde. Da, cum? Eu cred că cu puțin mai multă voință s-ar putea face. Așa e simplu să spui. Adică trebuie să căutăm soluții, nu neapărat să imediat negăm. Dar ce am realizat până acum, concret, din astea? Totuși asta cu stațiile de autobuz. Domnule, dar trebuie citită legea drumurilor naționale. Dacă sunt 12 stații, dacă la 3 îi permite, pe alea 3 îi face.
Da, bine, dar omul plătește atunci. Nu, nu, dar atunci faci un proiectare se poate urmă de 5 sau 14. Deci la delegație. Deci la aparatul a avut avantaj cu a avut apă. Ați fost așa, 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 adică vrea să trase cu doamna secretar. Da, deci cei de la Delgaz Grida, le-am solicitat printr-o adresă, le-am trimis documentația, sunt de avizul și ne spune așa, ca urmare a examinării documentației, astea în martie 2018, 13 martie 2018, ca urmare a examinării documentației depuse de dumneavoastră, înregistrată cu numărul din 7 martie 2018, în vederea obținerii avizului tehnic de racordare pentru obiectivul așa, regulamentul privind acordarea, este necesară întocmirea unui studiu de soluție care să stabilească racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție. În acest sens, vă rugăm să ne comunicați dacă doriți să vă transmitem oferta noastră de studiu de soluție sau să desemnați un proiectant ales de dumneavoastră prin încredințare direct care să elaboreze acest studiu. Adică, domnii, cumva ori faceți cu noi studiul ăsta de soluție, ori cu altcineva, dar hai să vedem. Și cu asta, și cu asta, deci, dar până la urmă facem cu ei, nu mai contează, îl facem cu ei, dar să rezolvăm. Nu știu, ceva. Asta chiar nu știu care este stadiul, văd aici. Da, nu este imposibil să știu. Lucrările s-au făcut. Ar venit plin de negativuri de CRB. Știu ce are domn Vasile? Are 70? Nu. Ce mai este domn Vasile, nu? 62 ani. Și apoi că nu mai face nimic după 70, după 62 ani. 72. Mulți înainte. Nu, ideea este că, într-adevăr, tot ce ține de obținere de avize, mai ales la structurile astea, nu sunt, de exemplu, pentru noi să spuneți cu busul Alexandru Piru, da, știți unde este cel mai apropiat specialist ca să facă documentația? Unde? La Botoșan sau la Suceava, nu știu. Am cumpărat, am cumpărat de asta nou la primărie, cred că se poate. Am cumpărat de asta nou la primărie, nu se poate ajunge la Botoșan cu mașină nouă la primărie. Da, nimeni nu spune că sunt și foarte puțini specialiști. Cu ăștia de la E.ON, uitați de când ne chinuim, dar câte adrese sunt în spate, adică dumneavoastră știți. Doamna secretar, dar sunt localități, urșii din drept, unde reușesc? Vezi câte un monument frumos. La răspunsul celor de la Ion. Noi ce am răspuns? Mulțumim. Am lăsat așa. Nu știu să vă spun ce Alina e în concediu, ea s-a ocupat de dosarul ăsta. Foarte multe detalii nu știu despre el. Știu că s-au demarat procedurile și pentru asta ai dată temă de proiectare. Păi și dacă durează o adresă 3 luni, ajunge pe birou aici, mă durează 3 luni până să dă răspuns. Și până să caut terminarul, să termin anul, la anul primiară. Asta e la nivel de zonă. Și când m-a dat următor să vă rezolvă. Pentru centru la bată, o ținut anul. Îl votăm pe domnul Vasile la mandatul următor ca primar. Dar nu e așa că suntem împotrivă, putem comenta mult. Dar chiar că muncești. Nu, dar constructiv. Păi constructiv. S-o demara câteva adrese și răspunsul lor ne-a obrogat. Ați fost vreodată la E.ON, la Delgaz ăsta? Depinde la care Ion, vă gândiți, Ion electrică, Ion transit. La Iași, bun, la Iași, trebuie să ajungem la Iași. Vă spunem că noi am fost cu furtul de curent când ne-au prins cu un... Ce, cu transport? Știți că cum intrați acolo, ca la, mai rău ca la penitenciar, deci nu nici măcar dacă nu ai programare, clar, cu pe bază de bulet, nu te primește nimeni. Noi de asta, noi prin corespondență, asta e situația și nu corespondență clasică. Avem firmă de curierat care ne iau și ajunge a doua zi. Și nu se poate face o programare și respecta o programare? Păi da, mă duc și programez și întrebam, am primit adresă. Bun, să răspuns. Păi nu, dar mergem pe toate căile, și prin corespondență, și prin programare, prin tot ce se poate. Trebuie să fie ceva. Documente, adică întotdeauna s-au făcut, mai zis, se poate vedea, uitați și... Se rezolvă înainte de alegeri. Eu sunt convins că se fac foarte multe documente. Nu, dar să se formeze o comisie, parlamentară, să formeze o comisie de studiere cazului și dacă... A cărei președinte, domnul Cinea Vasile Andrei, să fie președintele comisiei din cadrul Consiliului Local Mărgineri să analizeze. Ca la comisiile parlamentare. Hai serios, dacă nu doar cu pierdători. Avem să suntem comuna cu cele mai multe proiecte pe fonduri nerambursabile, doamna obținute secretar, din banii lor. Ori fi proiecte, dar implementați-le.
Păi dar noi le implementăm, deja am început cele două grădinițe. Două grădinițe. Acele două școli care sunt, trebuie să semnăm contractele de finanțare. Am semnat pentru dispensar și pentru poduri și podețe. Au trecut 10 ani și nu avem decât sistemul de lumină cu panouri fotovoltaice. Atât avem, cel mai mare proiect. Dar avem 3-2-2, eu domnul Pierdu. Dar 3-2-2 venim din acu 10-20 ani. Dar care acu 10 ani? Dar câți ani sunt acu 10 ani? Sunt proiecte. Deci am avut deja la centru social, că astăzi ne-am uitat pe proiectul de finanțare, că aveam nevoie de ceva. La centru social funcționează din 2015 pentru 40 de copii, au grijă acolo, de lucrare, de educație, terapii. Și tot noi, eu proiect pe fonduri europene, nu, anul trecut, în 2016. Eu revin la adresa EON-ului, dacă am întâlnit. Cine trebuie să ia decizia, cum procedăm în continuare? Lucrăm cu ei sau alegem un alt proiect? Cum se procedează? Care e procedura? Pot să vă răspund la ședința viitoare, că nu știu să vă spun. Chiar nu știu, Galina s-a ocupat de dosar. La ședința viitoare o să știm exact. La Inia. Păi nu, pentru că posibil de luna și tot sistemul ia delegat grijă. Chiar dacă treci ca furnizor Enelu, stâlpii sunt tot al lor, iar aviso tot de la delegat. De la Ion. Bine, vă mulțumim. Foarte. Și eu îi permit.